Faptul că românii sunt niște vânători atunci când vine vorba despre gratuități nu mai surprinde pe nimeni. Vestea că la deschiderea patinoarului din stațiunea Mamaia intrarea va fi gratuită s-a răspândit în tot orașul, fapt confirmat imediat la fața locului de sutele de persoane care stăteau la coadă la patine. Doar vinul fiert le-a mai ușurat așteptarea. Două ore, nu? Două ore, cam așa. Și ce vă face să stați în continuare? Vinul fiert. E cu rece. Acum, uite a două pare de vin. Și așteptăm să ne dăm și noi cu patine. Văd că ai venit și cu vinul. Păi, dar nu, dacă tot e răcoare afară. O oră avem de acum. De vreo jumătate de oră am venit de la Mangalia și dacă tot am venit, am venit să patinăm și noi. Nu te descurajează coada asta? Îmi face plăcere și așa n-am ce să fac. 1 decembrie, îmi curg ochii, nu mai pot, asta e. Și cât crezi că o să mai stai până? O oră. 2-3 ore. După mai multe ore de stat la coadă în frig, fericiții care au reușit să intre pe suprafața patinoarului au vrut să profite la maximum de sacrificiul pe care l-au făcut și n-au mai părăsit gheața. Imediat s-a creat un adevărat furnicar. Pentru cei mai mulți, dorința de a patina pentru prima oară în acest an a fost prea mare. Îmi plac sporturile de iarnă. 1 decembrie și trebuie să petrecem cumva și de ce nu patinoarul? Păi am venit cu prietenii, mi-au spus că vin aici și am ales să vin cu ei, de distracție mai mult, nu de alta. Din păcate, doar seara trecută intrarea a fost gratuită. De astăzi, accesul pe gheață va fi taxat cu 15 lei în timpul săptămânii și 20 de lei în weekend. La această sumă se mai adaugă și taxa de închiriere a patinelor. Cei care nu patinează plătesc o taxă de vizitare de 5 lei.